Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la Flash Monden. Este luni, început de săptămână, iar noi v-am pregătit cele mai tari subiecte. Haideți să dăm drumul distracției, să urmărim principalele titluri. Loreta a dat uitării lumea mondenă și face afaceri. Ba chiar merge la cursuri și s-a și angajat, tocmai în Franța, de unde face naveta până în România. Ce face acolo, aflați la Flash Monden. Mihai Onil a ținut un post drastic de 40 de zile. A băut doar apă în tot acest timp și deloc n-a pus gura pe mâncare. Care a fost motivația? Aflați în seara aceasta. Shakira l-a uitat definitiv pe Gerard Piqué și se pare că iubește din nou. În mreje i-a căzut tot un sportiv și presa deja îi pune unul lângă altul. De la Barcelona însă, fostul iubit face declarații surprinzătoare. Loret e foc și pară după ce s-a speculat că este săracă și ar avea nevoie de ajutorul statului să-și crească fica. Nici pe departe, spune ea, totul a fost scos din context și câteva vorbe au transformat discuția într-una alarmantă. Mulatra zice că o duce mai bine ca niciodată, afacerile îi merg strună și face naveta între Paris și București. Dacă am spus adio lumii mondene, s-a săturat și de pictoriale fierbinți și de articole care o puneau în brațele bărbaților și a ajuns la concluzia că banii nu pică din cer și pentru fiecare leu trebuie să muncești. Nu i-a prea plăcut nici în spatele unui birou, că doar e om de acțiune, așa că s-a pus frumușel pe treabă și și-a deschis propria afacere. Are un salon de masaj în capitală și se laudă nevoie mare, iar merge strună. Dar cum mereu e loc de mai bine, Loret a zis că trebuie să învețe mai mult în materie de business și mai ales în materie de acest business. A urmat cursuri, a învățat, a făcut practică, a cunoscut oameni noi și nu oriunde, ci tocmai în Franța. În Franța am urmat o școală de înfrumusețare și de masaj. Am și lucrat într-un spa, atât în Alpi, cât și în Paris, timp de câteva luni. A fost o experiență frumoasă, unde am cunoscut oameni noi. Mi-am făcut conexiuni în acest domeniu și, mai mult, am reușit să fiu direct implicată în acest domeniu, să văd exact cum se lucrează în acest business, ca să pot aplica și eu mai departe la mine acasă, adică în salonul meu. De când și-a luat zborul spre Franța, lui Loreti s-a deschis o lume nouă. Cu fica ei de mână călătorește mai mereu și face naveta între cele două țări. În acest moment locuiesc parțial în Franța. Este pentru noi în ultimii ani un dute vino, însă nu ne-am mutat definitiv în Paris. Încă mai am proiecte în România și de fiecare dată mă întorc cu drag. Am în continuare salonul de masaj de relaxare și terapeutic. Pot spune că avem o bază de clienți ai noștri de peste 2 ani și jumătate și este foarte bine din acest punct de vedere. În momentul de față, Loret are custodia exclusivă asupra fiicei ei Serena, în vârstă de 12 ani, iar după ani și de certuri și neînțelegeri, ea și tatăl fetiței, Mihai, au ajuns la un numitor comun. M-am împăcat în sfârșit cu Mihai, am lăsat la o parte neînțelegerile și tot ce a fost urât între noi. Acum suntem în relații bune, chiar dacă mi-a făcut multe de-a lungul vremii. Mi-a furat mașina din parcare, m-a amenințat cu pistolul, m-a amenințat că mă bate. Nici nu mai știu câte amenințări au fost. Ne înțelegem bine, acum vorbim. Serena merge la el ori de câte ori dorește, când i se face dor de taicăsu se duce la el. O las, nu-i problemă. Eu am custodia exclusivă a copilului. Nu are orar de vizitare Mihai. Loret are acum 40 de ani. Eva Longoria este definiția femeii răvășitoare, iar pe covorul roșu nu face rabat de la strălucire. În Los Angeles a făcut furori. Ce piese vestimentare a ales și ce spun specialiștii, aflăm imediat la rubrica Așa da, așa nu. Mihai Onil a dat reset și și-a schimbat viața. A slăbit peste 10 kg în 20 de zile, după ce a ținut un post drastic de 40 de zile. Nu a mâncat absolut nimic, a băut doar apă și spune că a reușit să facă asta după multă, multă pregătire. Nu recomandă nimănui să-i urmeze exemplul.
Mihai Onilă este terapeut de foarte mult timp, are peste 400 de diplome, iar lumea spiritualității l-a atras ca un magnet. A studiat, a citit enorm și spune despre el că este vindecător. Visul lui cel mare a fost să țină precum Iisus Hristos acest post de 40 de zile în care să bea doar apă. S-a pregătit mult pentru acest pas și acum spune că nu doar s-a purificat, ci și-a schimbat și viața total. Timp de 40 de zile nu am consumat niciun fel de mâncare fizică. Am trăit doar cu apă. În vreo două zile am consumat câte un pahar de suc de portocale și în alte două-trei zile am consumat un amestec de ceai din 5 plante. Asta a fost tot. Acum am să explic de ce. În tinerețe am fost foarte însetat de cunoaștere. După ce am citit Noul Testament, am simțit că drumul vieții mele va fi cumva o căutare și o urmărire a pașilor și a drumului pe care a mers Iisus Hristos. Nu știu cât am reușit să urmez din toți pașii lui, dar unul dintre visurile mele a fost chiar postul cu apă de 40 de zile pe care Iisus l-a ținut. Mi-am dorit asta de când, ca și Iisus Hristos, am împlinit vârsta de 33 de ani. Nu am reușit atunci, dar astăzi, peste 20 de ani de când mi-am trasat acest scop, mi l-am îndeplinit. Spune că postul de 40 de zile pe care l-a ținut doar cu apă i-a adus numai beneficii. Însă, de un asemenea post nu este toată lumea capabilă. Prin prisma meseriei a reușit să-l țină, însă nu îl recomandă celorlalți. De peste 15 ani activez în lumea spirituală în calitate de terapeut, dar chiar și asta a fost, este și va fi alegerea mea. Mi-am dorit să trec prin această experiență, de care cu siguranță voi mai vorbi, pentru a îmbogăți propria mea experiență de viață. Eu am învățat tehnici de redresare și reabilitare energetică a omului, astfel încât să pot să mă redresez și să mă recalibrez singur ori de câte ori a fost nevoie. Și vă spun din proprie experiență că a fost nevoie de multe ori. Odată cu acest post, omul pierde părți din suflet, îi se descentrează centrii energetici, își pierde de voința și multe alte lucruri pe care cu certitudine le voi descrie într-o carte. Iar eu, cunoscând cum și unde să lucrez, am schimbat, am înlocuit în mine părțile pe care le pierdeam. Soția sa, Laura, i-a fost alături în tot acest demers extrem și a împărtășit pe rețelele sociale pașii prin care a trecut Mihai Onilă. Cel mai mult a fost atentă la el în perioada imediată după încheierea postului. Iată câteva etape ale postului cu apă de 40 de zile ținut de Mihai. Transformările fizice sunt vizibile, de la 86,4 kg la 68,3. Acum, ușor, ușor, va integra câte 3 seturi de sport și mișcare zilnică, iar în meniu vom introduce zeamă de compot de mere și zeamă de legume fierte pentru următoarele două zile. Astăzi apă caldă cu lămâie și un pic de sare celtică pentru minerale. Mihai Onilă și Laura s-au căsătorit acum 2 ani în Belgia. Și acum zburăm direct peste ocean, unde primim o adevărată lecție de stil. O avem în prim plan și pe Eva Longoria. Ce mai regal de stil! Începe rubrica Așa da, așa nu! Bună seara, doamnelor și domnilor, ce faceți, cum sunteți? Toate bune și frumoase, pentru că aici în platoul Așa da, așa nu e cu zâmbete și cu o invitată extraordinară, Ioana Mălai, make-up artist. Bună seara! Bună seara! Te cu pupici! Și pe tine și pe toată lumea! Și cu un păr extraordinar, cu volum! Mulțumesc. Tu faci concurență vedetelor! Ești pregătită să călătorim? Foarte pregătită! Perfect! Și eu, pentru că astăzi vă propun o escapadă în orașul care nu doarme niciodată și mergem până în Los Angeles, la cea de 76-a gală a premiilor Directors Guild of America, eveniment care onorează cele mai remarcabile realizări regizorale din filme documentare, reclame și televiziune. Covorul roșu s-a derulat, iar talentata Emma Stone a pășit cu încredere pe el în această rochie roz cu un corset împletit. O casă de modă de lux din Paris stă în spatele acestei creații vestimentare, iar eu sunt curios dacă din partea ta primește un așa da sau un așa nu. Ce zici? Poți să încep? Da, sigur că da. Îți place? Îmi place ce văd în zona de cap, îmi place că este naturală, dar îngrijită. Părul este simplu, mi se pare că o reprezintă, pentru că este foarte finuț așa și elegantă. Îmi place și rochia, cum îi vine. Culoarea rochiei în combinație cu tonul pielii se așează ideal. Îmi place și croiul rochiei, îmi place și zona de make-up, să vedem ce are în picioare, n-am văzut foarte bine. Nu se văd prea bine în cățările, că este destul de lungă rochia. Ok, cred că avea niște sandale. Ceva, da. Să fie mai lejer așa în tot cu rochia. Îmi place. Deci primește? Așa da. Așa da.
O ținută interesantă, recunosc, că nu neapărat spectaculoasă din punctul meu de vedere. Aș fi preferat ca partea de corset să fie ceva mai ridicat acolo, bretelele mai scurte, pentru că am impresia că este cam cu un număr mai mare. Cel puțin așa mi se pare mie din poze. Nu sunt fan acele franjuri, cumva mi se par că o duc într-o zonă destul de relaxată, dar cumva într-o zonă care poate să fie și pe plajă la o plimbare. Părul îmi place, machiajul la fel, dar rochia mi se pare că nu este tocmai pentru ea. Din categoria rochia o poartă pe ea și nu ea poartă rochia. Drept urmare, din partea mea o să primească un așa nu. Pe de altă parte, Nina Senicar, actrița de origine sârbă, a fost una din invitatele acestei ediții, iar pentru apariția ei, i-a optat pentru acest costum din paiete pe care l-a accesorizat cu o geantă plic. O apariție elegantă care se îndreaptă spre un așa da sau un așa nu. Nu-mi dau seama dacă are sutien sau nu, lenjerie. Și dar... dacă are, este bine ascuns acolo, nu prea se observă, ceea ce e un lucru bun. Genul acesta de costum îmi place doar când cea care îl poartă este suficient de înaltă și nu are kilograme în plus. Ea nu are. Este înaltă, nu are kilograme în plus, se înscrie. Observ că și părul are simplu cumva și se încadrează perfect cu ținuta, din punctul meu de vedere. Plicul puțin este cam mult în evidență. Îmi plac sandalele. Îmi place și make-up-ul, îmi place tot. Îmi place cum arată ai pielea, purta. Fresh, aș purta, da. Și atunci primește? Așa da. Așa da, primește și din partea mea o apariție cât se poate de elegantă, îngrijită, nimic vulgar acolo, chiar dacă avem un decolteu destul de generos acolo. Dar cum spuneai și tu, este, dacă are lingerie, este foarte bine ascunsă, nu se observă. În schimb, se vede exact ce trebuie să fie adus în prim plan. Părul cât se poate de liniștit, machiajul la fel, mă bucur că a optat pentru o coafură liniștită. De ce spun asta? Pentru că sacoul, fiind cu atât de multe paiete, este deja o piesă destul de grea acolo și cumva a dorit să tempereze puțin ținuta. E adevărat, plicul aș fi preferat să fie cam de aceeași nuanță cu costumul, dar nu este greșit, așadar primește și din partea mea. În schimb, Matt Boomer a optat pentru un costum negru, de altfel un look all black, pentru a merge la sigur spre un așa da sau cel puțin așa crede el. Așa o să fie oare? Ce zice? Negru întotdeauna poți să ieși din orice problemă, să zic așa, dacă nu ai inspirație. Nu-mi place ce are în picioare, în schimb. Nu știu de ce. El nu este... Asta a găsit sunt acolo, mai prea maturi pentru vârsta lui. În rest îmi place cămașa. De obicei, sau în general, mi-e place când văd un bărbat într-un costum să aibă și ceva în zona de gât, respectiv un papion sau o cravată, sau un accesoriu, altceva. Dar materialele din care sunt create cămașa și costumul, cred că așa dau cel mai bine. Și rest îmi place. Dar nu-mi plac pantofii. Și atunci ce primește? Per total? Așa nu. O apariție interesantă, cumva potrivită pentru aceste premii. Nu sunt atât de încorsetate cum sunt premiile Oscar, de exemplu. Dar într-adevăr, încălțările sunt puțin ciudate acolo. Mă duc cu gândul la anii, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Nu este greșit să ne înțelegem, dar aș fi preferat ceva mai modern. Dar, pe de altă parte, cum a dorit o ținută all black, a mers la sigur, așa da, primește din partea mea. Mergem mai departe cu Rose Byrne, care a lăsat în sfârșit costumele deoparte și a ales o rochie. O rochie creată de un designer londonez în valoare de 1450 de euro. O linie minimalistă, dar glamuroasă, cu un corset cu paiete și o fustă coloană, la care a ales o pereche de sandale negre. A fost o alegere potrivită sau nu prea? Să încep cu zona de păr. Așa. Mi se pare că nu avantajează atât de mult zona de cum are aranjat părul cu designul rochiei. Cumva e prea, deși e decoltată în zona asta, e pare îngrămădit așa mult. O ia cumva să mai umple acolo zona de umeri. Make-up-ul îmi place foarte mult, îmi place că este natural și elegant. Zona de rochie din partea de sus nu-mi place deloc, nu văd cum avantajează, îi faci umerii mai lați decât îi are de fapt, pentru că nu este mare deloc. În schimb, îmi place că e neagră și accesorii mici, potrivite, așa nu.
Așa nu. E o apariție interesantă. În locul sandalelor aș fi preferat un stiletto. Sau aș prefera rochia până în pământ. Cumva este acolo lungimea nepotrivită. Nici prea, nici prea. E undeva între și este destul de ciudată. Nu mă deranjează partea de corset, nu mă deranjează decolteul, arată bine acolo. Într-adevăr, partea de păr l-aș fi preferat cumva prins ușor la spate, cu un coc foarte lejer sau de ce nu pe un umăr, dar cumva să-i văd mult mai bine umerii acolo, având în vedere că avem corsetul cumva cu o formă destul de interesantă și nu atât de des întâlnită. Părul, cum spuneam, e ok, machiajul îmi place foarte mult, dar per total nu este o apariție dezastroasă. Drept urmare, luând în considerare și evenimentul și apariția ei, primește un așa da. O să încheiem în schimb cu Eva Longoria, care a ales o casă de modă din Italia pentru rochei aurie cu franjuri lup, pentru care primește așa da sau așa nu din partea ta. Revenim la franjuri. Să încep cu comentariile sau cu așa da, așa nu? Ce-ți vrei și ție mai aproape de sufletel? Încep cu așa nu. Așa. Și explic și de ce. De ce? Îmi place doar culoarea rochei, în schimb nu îmi place deloc cum avantajează designul. Nu mi se pare potrivit absolut deloc, nici în partea de jos, nici în partea de sus. Îmi place doar make-up-ul, cred că. Și părul? Este simplu, da. Mă înțeles. Îmi place de ea culoarea pielii, îmi place dantura ei. Da, am înțeles. Dar rochia nu, orice ar fi nu mai puțin rochia. Nu avantajează absolut deloc. Deci așa nu primește din partea ta. Și o să fiu de acord cu tine că și din partea mea primește un mare așa nu. Ea este mică de înălțime. Rochia respectivă, construcția ei nu este potrivită pentru ea. Avem talia lăsată, dar suficient de greșită pentru a o face și mai mică de înălțime. Franjurile respective le trage ușor după aia. Iarăși mi se pare că o pun și mai mult în pământ și o fac și mai mică decât este deja. La partea de umeri, iarăși și alțile, nu se așează bine rochia. Părul, într-adevăr, este foarte bine gândit. Mă bucur că are cumva continuitate cu rochia. Machiajul la fel, zâmbetul este extraordinar. Dar rochia este un dezastru, pentru, cel puțin pentru ea, pentru corpul ei. Nu neapărat că ar fi greșită cu evenimentul, dar nu funcționează pentru ea. Drept urmare, așa nu primește și din partea mea. Dar tu vei primi un mare așa dacă ai fost alături de mine și abia aștept să ne revedem. Mulțumesc frumos! Cu mare, mare drag, doamnelor și domnilor, atât la tuul așa, da, așa nu. Să aveți o seară spectaculoasă! Jason Momoa tocmai și-a încheiat toate socotelile cu fosta soție Lisa Bonet. I-a lăsat tot, copii, case și ce mai aveau ei. El trăiește acum ca nomazii. Stă pe unde apucă, se urcă în mașină și pleacă spre ce zări dorește. Iar întreaga atenție și-o concentrează pe carieră. În ultima vreme a călătorit prin Statele Unite, de le-a bătut în lung și în lat. Filmările pentru noul proiect On The Roam sunt foarte solicitante, presupun multe deplasări, iar pe el nestatornicia nu-l deranjează absolut deloc. Ba din contră, e în extaz. Frate, nici măcar n-am o casă acum, trăiesc pe drumuri. Cel mai tare îi place să fie în centrul atenției și cum prinde ocazia, cum se afișează pe străzi exact ca oricare alt om normal. Mirarea, coatele pe care și le dau trecătorii, abordările lor și admirația cu care îl privesc îi cam mângâie ego-ul. Mereu mă aflu în locuri bizare, mereu sunt pe drumuri. Oamenii mă întreabă șocați ce naiba caut în orășelul lor. Ador ideea de a fi printre oameni obișnuiți, filmând. Acum că Statele Unite le știe ca în palmă, se pregătește de o călătorie mult mai lungă, tocmai în Noua Zeelandă. Acolo, actorul va începe filmările pentru noul lui film, Minecraft. Shakira l-a uitat definitiv pe Gerard Piqué și se pare că iubește din nou. Tot un sportiv i-a picat în mreje, iar de la Barcelona, fostul iubit face declarații surprinzătoare. Despre ce este vorba, aflați imediat după publicitate. Revenim!
a apus epoca lui Piqué cu totul. Frumoasa Shakira pare că și-a îndreptat atenția spre alte orizonturi. Tot tinere și aceste orizonturi, tot din domeniul sportului și tot frumușel. Presa de peste ocean spune că diva se iubește mai nou cu fostul jucător NFL Julian Edelman. Că o fi, că nu o fi, cert este că a fost printre primii invitați la petrecerea de ziua de naștere. Chirei, problemele cu legea n-au fost suficiente că Gerard Piqué a și părăsit-o. S-a mutat cu copiii tocmai la Miami și a spus povestea în versuri, a suferit prin cântec și acum fostul fotbalist al Barcelonei e istorie. Cu greu a început diva o nouă viață. Ușor nu i-a fost deloc. După 12 ani în care s-a iubit cu fostul fotbalist, a povestit tuturor cum el a părăsit-o. A înșelat-o și a început o relație cât se poate de serioasă cu mult mai tânăra Clara Chia. Ei bine, mutarea peste ocean a fost de bun augur. Shakira a avut ocazia să o ia de la capăt cu totul. Presa a încercat în repetate rânduri să-i asocieze numele în amor cu diferiți bărbați, chiar și Tom Cruise a fost pe listă, însă a fost doar o scânteie. Nici foc n-a ieșit, așa că nici fum n-a fost. De data aceasta însă altfel stau lucrurile. Diva a împlinit 47 de ani și cum era și firesc, a dat o petrecere frumoasă. Pe lista scurtă de invitați s-a aflat și fostul jucător NFL Julian Edelman, care fuga și publicat un selfie cu sărbătorita. Atât a trebuit. Au și început speculațiile pe seama lor. Julian Edelman a jucat întreaga carieră la New England Patriots și s-a retras în 2021. A rămas tot în lumea sportului, iar acum ocupă funcția de comentator sportiv. Vedem ce le rezervă viitorul. De cealaltă parte, Gerard Piqué a cam rămas într-un cont de umbră în viața Shakirei, iar acum face naveta la Miami ca să-și vadă a lor. Fostul fotbalist al Barcelonei are o cu totul și cu totul altă variantă decât cea a artistei. Dacă aș fi dat importanță la ceea ce se spune despre mine, acum aș fi fost închis într-un apartament sau m-aș fi aruncat de la etajul 6. Singura modalitate de a ieși viu din toate acestea este să nu le dai nicio importanță. Lasă de înțeles că nimic din ce a povestit sau a cântat Shakira despre relația lor n-ar fi adevărat. Nu pot ieși în fiecare zi să neg lucruri care nu sunt reale. Nu vreau să vorbesc despre asta și nu voi vorbi despre asta. Dar oamenii nu știu nici măcar 10% din ceea ce s-a întâmplat. Nici eu nu vreau, pentru că este ceva privat. În viața mea nu se schimbă nimic din cauza ceea ce se spune. Nu contează. Mă ajută. În ultimii ani ai carierei mele am trăit asta și m-am descurcat destul de bine. Shakira și Gerard Piqué au fost împreună 12 ani și au împreună 2 copii. Atât pentru moment, doamnelor și domnilor, rămâneți pe Prima TV, nu ratați ediția de mâine Flash Monden, pentru că avem invitat surpriză. Până atunci, seară frumoasă vă doresc, numai bine! Program disponibil pe primaplay.ro.